Alocațiile de stat pentru copii cresc cu 10,4% de la 1 ianuarie 2025, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Drept urmare, alocațiile vor fi majorate astfel, de la 719 lei la 794 de lei pentru copiii sub 2 ani sau cu dizabilități și de la 292 de lei la 323 de lei pentru copiii care au peste 2 ani. Astfel, cei 3,6 milioane de copii, precum și tinerii care frecventează liceele și școlile profesionale, vor primi alocații de stat majorate. Fondurile necesare provin din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, iar plățile sunt gestionate de Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială. Această majorare vine în urma unei serii de creșteri anuale determinate de inflație. Creșterea din ianuarie 2023 a dus la următoarele valori, de la 256 de lei la 292 de lei pentru copiii cu vârsta de peste 2 ani și pentru tinerii care urmează cursuri liceale sau profesionale și de la 631 de lei la 719 lei pentru copiii cu handicap de până la 18 ani. Conform Ordonanței de Urgență 126/2021, cuantumul alocațiilor pentru copii se indexează anual automat în funcție de rata medie anuală a inflației. Acest mecanism a fost aplicat pentru prima dată în ianuarie 2023, iar de atunci alocațiile au fost ajustate în fiecare an pentru a reflecta creșterile de prețuri comunicate de Institutul Național de Statistică. Astfel, începând cu anul viitor, familiile din România vor beneficia de o nouă majorare a alocațiilor pentru copii, menită să ofere un sprijin financiar mai robust în contextul inflației continue. În luna august a acestui an erau înregistrați peste 3.400.000 de beneficiari de alocații de stat pentru copii, cei mai mulți din București și din județele Iași, Suceava, Constanța, Bacău și Cluj, conform datelor Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.